Uitați aici, exact asta este imaginea. Asta e imaginea. Asta e imaginea cu Prigojin care stă de vorbă cu generalii, exact. Zici că sunt la o bere. Acești generali stau la taclale cu Prigojin. Este o e un moment, se simte tensiunea, dar nu e tensiunea aia normală. Câteva ore mai târziu, la ora 10, iese președintele Putin într-o acel discurs televizat și îl face pe Prigojin predatil, trădător, spune că este trădător. Nu-i spune, nu-i spune cu nume și prenume, spune doar că cei care... Exact, stilul Putin de a comunica, spune că a venit și i-a băgat cuțitul în spate și face o comparație cu 1917, cu dușmanul din interior, care nu trădează și care pune o țară mare pe butuci.